Da cardului de sănătate, nu distribuirii, nu inscripționării, este sloganul campaniei prin care medicii de familie cer solidaritate în demersurile privind distribuirea și inscripționarea cardurilor de sănătate. Introducerea acestora este privită cu ochi buni de către medicii de familie reghineni, dar aceștia, la fel ca ceilalți colegi din țară, resping ideea de a distribui cardurile pacienților, considerând că această activitate nu le aparține. Nu este o problemă medicală. Din start, distribuirea cardului de sănătate ar trebui să revină unui serviciu de distribuție sau distribuire. Logic, medicii de familie nu sunt distribuitori de documente medicale, adică poate să se implice Casa Națională, care deține toată baza de date referitoare la asigurați, prin servicii de poștă română, de curierat, ca aceste carduri să fie distribuite personal asiguratului. Activitatea medicilor trebuie să se rezume la grijă, atenție și tratament pentru pacient, nu la chestiuni de ordin administrativ, susțin medicii. Avem foarte multe servicii pe care trebuie să le acoperim. Chiar nu ne-ar mai lipsi să chemăm pacienții pe care îi avem. Nu toți vin la cabinete. Sunt pacienți care au migrat de pe listele noastre, a căror situație este neclară, care sunt plecați, care nu solicită servicii medicale la cabinetele medicilor de familie. Sunt foarte multe situații în care contactarea asiguratului ar cere mult timp și un efort în plus pe care nu știu dacă medicii de familie îl mai pot face. Casa Națională de Asigurări de Sănătate garantează că până la sfârșitul acestui an vor fi produse peste 7 milioane de astfel de documente. În același timp, până la rezolvarea problemelor legate de distribuirea cardurilor, medicii de familie vor continua să își exprime nemulțumirile.